PSD le-a deschis. Amendamentul senatorului Zamfir și al președintelui PSD Marcel Ciolacu au primit votul Parlamentului. Mă aștept ca președintele Claus Iohannis, care este și președintele producătorilor de legume și fructe din România, nu numai a celor de pe Facebook, să promulge legea. Îi cer public domnului Virgil Guran, consilier al primului ministru, deci un apropiat al lui Ludovic Orban, un decident semnificativ, să facă publice, nu gargara iluzionistă cu privire la investițiile private din Dâmbovița, ci studiile epidemiologice și cercetările științifice, prin care piețele sunt un pericol și supermarketurile străinilor nu. De asemenea, vreau să știu pe ce s-a bazat, dacă are un studiu prin care credincioșii nu pot intra în catedrală decât în condiții de distanțare socială și cu măsuri de siguranță, dar în același timp molurile sunt pline. Îi cer domnului Guran să ne facă un calcul ingineresc. Nu vreau să-i pun să calculeze cubajul de la molul Băneasa sau de la catedrala din Târgoviște, pentru că nu e în euro și s-ar putea să se încurce. În schimb, îi cer să semneze alături de mine petiția online "Nu închideți piețele, nu vă bateți joc de fermierii români." Și în felul acesta să-și asume că e nevoie, ca și Claus Iohannis, să promulge legea votată de Parlamentul României. Dacă nu, când merge în Dâmbovița să cerșească voturi pe Valea Dâmboviței sau în zona Bălentitu, să se uite la palmele fermierilor dâmbovițeni bătătorite de muncă, în ochii țăranilor români care își văd producția blocată și munca lor aruncată pe apa sâmbetei, și să le spună că nu vrea să-i ajute, că ține cu străinii. PSD a făcut tot ce a putut pentru ca piețele să rămână deschise și fermierul român să aibă unde să-și vândă produsele. De acum înainte, decizia este la PNL. Dacă vom avea sau nu piețe deschise, asta depinde doar de Guran și de oamenii care îl susțin pe acesta. Acesta este declarația pe care am să o fac astăzi, din respect pentru bunicii noștri, pentru vecinii noștri, pentru oamenii care muncesc greu pământul și care stau cu frunțile în rădăcinile legumelor și ale fructelor din tot județul și au ajuns bătaia de joc unor politicieni care nu își merită nici funcția și nici locul. Dacă aveți întrebări pentru mine, vă stau la dispoziție. Dacă nu, îl invit la